Președintele ANPC, Horia Constantinescu, a fost amenințat cu moartea într-o piață din capitală. Un comerciant a fost la un pas să-l bată după ce a atras atenția că nu toate produsele pe care le vinde sunt tradiționale. Întreaga scenă a fost filmată chiar de Horia Constantinescu. Haideți să vedem. Nu mi-a frică, mă, frate, de tine, ești nebun! Nu mi-a frică, hai să ne omorâm! Mă duc la pușcărie, nu mi-a frică de tine, eu sunt un nebun al Bucureștiului, al țării ăștia! Eu pe sănătatea mea care m-ai adus în halul ăsta, eu fac nenorociri!